Ședința Parlamentului a fost amânată din nou, iar o altă tentativă de întrunire a deputaților va avea loc săptămâna viitoare. Se întâmplă după ce partidele de opoziție au anunțat că boicotează ședința la care premierul Ion Chicu urma să prezinte proiectele pentru care guvernul și-a asumat răspunderea. Vă anunț că la începutul ședinței de azi, din 101 deputați, au înregistrat prezența 49 de deputați. Stimați colegi, din păcate și astăzi este venit și domn prim-ministru, vă salut domn prim-ministru. Din păcate văd că colegii noștri din cealaltă parte boicotează în continuare ședința, de ce nu este constat lipsa quorumului, ședința se declară, adică nu a fost deschisă. Convocăm săptămâna viitoare ședința biroului și decidem. Primii care au anunțat că vor boicota ședința Parlamentului au fost reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate. Noi cerem respectuos în continuare să revenim la normalitate, să discutăm aceste proiecte de legi în comisii, ne putem mobiliza sâmbătă, duminică, luni, marți și așa mai departe, astfel ca până în ziua de joi, săptămâna viitoare, să avem toate procedurile parcurse pe platforma parlamentară. Ulterior, și deputații fracțiunii Platforma DA au anunțat că nu vor participa la ședința Parlamentului. Reiterez încă o dată poziția noastră, noi nu vom participa azi la ședința în care se face figurație lui Ion Chicu. Îndemnul meu, domnul Ion Chicu, dacă ați spus acest lucru, vă rog frumos, răspundeți pentru cuvintele. Plecați! Iar grupul parlamentar Pro-Moldova a anunțat că boicotează ședința Parlamentului în semn de protest față de insistența coaliției PSRM-PDM de a exclude legislativul din procesul de luare a deciziilor. Noi nu vrem să fim ostatici unei situații pe care ne-o impune nouă guvernarea Chicu Dodon. Noi vom susține proiectele de legi sociale, atât de importante pentru societate, mai ales pentru bugetari, mai ales pentru medici, doar că vrem să o facem asta cu conștiință și într-adevăr să vedem că nu mai sunt ascunse acolo scheme. Am impresia că acest guvern recidivează și în prostie și în neprofesionalism. Premierul Ion Chicu a declarat că nu va renunța la proiectele pentru care guvernul și-a asumat răspunderea. Vreau să vă asigur că voi fi insistent. Deci vom merge la Parlament atâta timp cât va fi necesar, pentru că aceste proiecte absolut necesare pentru cetățeni și economie să fie promovate. După ce, în lipsa quorumului, ședința Parlamentului a eșuat pentru a doua oară consecutiv, democrații au învinuit opoziția că încearcă să destabilizeze situația politică din țară. Din păcate, din punctul nostru de vedere, asistăm la un fenomen foarte straniu. Opoziția veritabilă de dreaptă face jocul celor care se ocupă insistent de destabilizarea situației din țară. Iar deputații socialiști au declarat că Parlamentul este nefuncțional și au făcut aluzie la organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Trebuie să constatăm că guvernul în acțiunile lui a avut o logică ireproșabilă. Dânșii au anticipat situația, dânșii au analizat bine situația politică din Parlament și au mers pe asumare de răspundere. Acest Parlament nu este funcțional. Noi nu ne temem de alegerile anticipate. Noi știm cum să organizăm alegeri, noi știm a munci. Noi o să mergem la anticipate dacă așa este acest Parlament. Despre organizarea unor eventuale alegeri anticipate a vorbit și președintele țării Igor Dodon. Eu voi face tot posibilul ca să declanșez în timp apropiat toate procedurile pentru ca să ajungem la alegeri parlamentare anticipate. Chestia asta e principială. Pentru că acest parlament trebuie curățat. Ideal ar fi ca începatele să aibă loc odată cu prezidențiale.